Bună! În clipul de astăzi vreau să folosesc aceste hârtii pe care le-am dat cu acele culori acrilice când mi-au rămas pe paletă. Sunt diverse culori, după cum vedeți. Pe aceasta tatăl meu a încercat să facă niște frunze, dar o să intervin cu ceva și când am fost în oraș, am găsit aceste frunze care între timp s-au și uscat puțin, dar mă gândesc că voi da cu puțină apă pe ele ca să le, sau poate chiar și cu acrilic, și o să încerc să le pun pe această hârtie și apoi să decupez, să vedem ce iese. Acesta este setul de acrilice pe care l-am, nici nu mai am toate culorile. Dar o să folosesc câteva din culorile acestea pentru frunze. Sap green-ul acesta, sau leaf green, s-a uscat foarte rău și îmi pare rău că era destul de deschis și o culoare foarte frumoasă, dar culorile sunt foarte vechi, le am de câțiva ani buni. Nu știu exact cu ce se mai poate activa această culoare în interiorul lui, dar clar cu apă nu. Așa că acesta nu o să-l mai folosesc, dar sper să recuperez sap green-ul acesta. O să încerc pe frunzuliță din aceasta mică să vedem ce iese. Sincer, nu îmi place ce iese, dar o să încerc să mai intervin eu cu anumite culori. Inițial vreau să iasă ca niște copaci chestiile astea și apoi să le decupez și să fac o lucrare cu ele. Acum o să vedem ce iese. Dar mi-au aminte că făceam asta când eram mică, în școală. Și cred că părinții ar putea să facă lucrurile astea cu copii, ar ieși interesant. Sigur, culorile mele sunt și foarte vechi și nu mai reacționează la fel ca înainte. Bucățile astea nici nu se mai topesc la apă. Această hârtie mare și mă gândeam că aș vrea totuși să o rup în două, pentru că aș vrea să mai fac niște frunze din acestea. O să mai încerc și cu alte culori, poate
au pigmenții mai puternici. Și partea aceasta o să o folosesc pentru altceva. Încă nu știu exact unde vreau să ajung cu lucrările acestea, dar o să vedem ce iese. Mă gândeam să pun un roșu aici. Am văzut că roșu merge sau și portocaliu, da. Am făcut cu verde. Din această hârtie îmi place textura aceasta de maro, așa că mă gândesc că nu voi face nimic pe ea, ci o voi rupe. Și o voi lipi ca și colaj. Iar pe acesta, pagina rămasă, mă gândeam să fac în zona asta niște dreptunghiuri ca niște ferestre. Poate și un fel de soare. Din porțiunea asta se rup. Sau ceva, vedem. Pentru a nu irosi tot acest spațiu, mă gândesc să îl folosesc și să fac frunze. Zic că frunze ar ieși în zonele acestea mici și poate și flori, dar mai degrabă frunze aș vrea.
După cum ați văzut, am făcut și niște păsărele. Acum nu știu exact cât, dacă sunt prea mari sau sunt ok în funcție de cum sunt casele. Pe aceasta roșie am făcut-o pe o hârtie pe care o aveam cu roșu. 4 păsărele. Am tăiat și trunchii aceștia de copaci. Nu știu dacă voi merge mai departe și voi tăia și ramuri pentru atât pentru tufișuri cât și pentru copaci. Eu am păstrat resturile acestea, dar voi vedea cât chef voi avea. Însă acum aș vrea să colorez casele acelea, pentru că nu vreau să rămână așa, ci vreau să le fac altfel. Adică să le dau puțin o... Cred că întâi ar trebui să lipesc ușile și geamurile și apoi o să le colorez pe lângă. Dar, acum privindu-le, mă gândeam dacă nu cumva ar mai trebui să fac ceva flori sau să le desenez. Cred că le voi desena aici, pe la baza căsuțelor. Hârtia aceasta este îndoită. Dar nu contează. Și acum dilema mea cea mai mare este dacă voi face pe hârtia 3 sau pe A4. Pentru că la cât de mari sunt copacii și căsuțele, nu știu dacă... Aoleu, le-am amestecat aici. Nu știu dacă cumva sunt prea mari pentru una 4. Dar o să văd. Întâi să descebăluiesc ce e pe aici.
Am reușit să le termin toate aceste căsuțe. Sper că vedeți că afară este întuneric și lumina nu e chiar extraordinară. Chiar dacă aceste ferestre și uși nu sunt drepte, oricum o să vin cu culoare peste și o să le mai îndreptăm noi. Dar cred că sunt drăguțe așa. Mă gândeam că dacă am pune carton pe spate, am putea face chiar și un... Le-am putea folosi pentru bullet journal sau art journal, de ce nu? Oricum, acum, marea mea întrebare este dacă le fac pe A4 sau pe A3. Acum am căsuțele gata făcute. Deci voi putea să mă joc cu ele. Da, cred că pe A3, că mai vin și copacii. Ah, și copacii trebuie să-i lipesc și pe ei. Ok. O să lipesc copacii și mă întorc. Am reușit să termin și copacii. Și arată foarte ok. Mă gândeam să lipesc și frunzele pe ei, dar o să mai aștept pentru că vreau să văd cum îi aranjez în pagină. Încă nu știu exact cum voi face tot ansamblul acesta. Iar ramurile m-am gândit și nu o să le mai decupez, ci le voi desena cu negru ca să fie cât de cât asemănătoare cu păsărelele și să fie cât de cât o legătură și un echilibru în tot ansamblu. Așa că acum o să iau o hârtie de A3 și o să încerc să aranjez și toate aceste căsuțe și chestii, iar acestea sunt tufișurile și pe acestea le voi desena. Până la urmă m-am hotărât să pictez căsuțele pentru că după ce le voi așeza o să încerc să pun copaci aceștia printre ele și poate unele chestii se vor acoperi și nu voi mai putea picta căsuțele așa cum trebuie. Așa că o să pictez una, două căsuțe pe video și apoi o să le fac în afara videoclipului și sper că mâine să reușesc să asamblez totul.
S-a întunecat așa că nu știu cât mai vedeți, dar așa arată căsuța. Mi-am lăsat imaginația să meargă, n-am ținut cont de foarte multe chestii, așa că v-am arătat un exemplu și eu o să le sper să le termin în seara aceasta și nu știu dacă mâine, dar voi mâine sigur voi încerca să termin tot asamblarea. Acum urmează căsuța a doua. Bună! Astăzi vreau să fac, să termin de fapt lucrarea aceea cu căsuțele și toți copacii aceia făcuți cu frunze și am tot căutat cam pe ce suport să-i lipesc. Mă gândeam să fac pe o pagină din asta de bloc A3 simplă, albă și să o colorez eu și apoi să în prima fază mă gândeam să folosesc resturile acestea de hârtii care mi-au rămas, dar cred că cel puțin după ce am încercat mi se par foarte aglomerate și mă gândeam că aceste căsuțe, unele dintre ele și copacii, sunt destul de înalți. Așa că o hârtie din aceasta de A3 mi se părea ok și destul de permisivă. Dar apoi mi-am adus aminte că am destul de multe caiete din acestea cu tot felul de pattern-uri și hârtii de toate culorile. Și o să încerc să folosesc câteva, să văd cum dau. Chestia asta e chiar tomnatică, așa, și găsise la un moment dat uitați aceasta. Cu ghinde și veverițe și care mi se părea că dă așa un fel de vibe de toamnă. Și mai găsisem una.
aceasta cu vulpițe, dar o să încerc să văd pe ce ar arăta bine. Însă vreau să vă arăt, așa sunt căsuțele. Pe spate sunt simple, pentru că oricum le voi lipi. Și v-am zis că atunci când le-am făcut a fost seară și nu știu cât de bine ați văzut, nici acum nu este mai lumină și după cum vedeți, filmez încă în casă, pentru că afară sunt 14 grade și deci în atelier nu e cu mult mai mult. Așa că sper să vină căldura totuși, că suntem în septembrie. Așteptăm să treacă acest ciclon. Și mai aveam, cred că, și aceasta. Și restul copăceii cu diverse forme. Dar foarte interesant de făcut aceste căsuțe, copaci cu frunze și tot felul de chestii. Acestea sunt păsărelele. Aceasta e una. A doua. A treia și mai aveam una roșie, cam o mulțime de frunze, flori și alte alea, pe aici. Mai aveam o pasăre care nu știu pe unde e. Ok, una din păsări s-a rătăcit, dar poate o găsim până la final, dacă nu asta e. Aceasta e încă o căsuță și soarele acesta. Am și câteva tufișuri. Care am încercat să le fac, frunze și alte chestii. Așa că acum o să încerc să le pun toate pe diverse modele de foi, să vedem dacă merge pe hârtiile acestea care deja sunt tipărite și pe care le am din caiete. Dacă nu, o să încerc pe această foaie de bloc A3, că mi se pare destul de mare. Sau mai aveam o opțiune, să folosesc fiecare căsuță din aceasta și să fac felicitări. Dar, nu știu, poate vreodată voi face. Dar deocamdată o să încerc așa să vedem ce iese. O să încep cu acest caiet. Acesta e cu vulpițe. Nu știu dacă nu cumva e prea aglomerat. Acesta cu păsărele. Vreau ceva să-mi dea și un vibe din acela de toamnă. Bambusul meu a luat o razna. Așa că gândesc dacă să le pun așa. Dacă nu, cumva e prea aglomerat pentru tot ceea ce vreau să fac. Și oricum nu intră tot aici. Dar cred că e cam aglomerat. Așa că încăutăm.
Hai să încercăm asta. Să vedem. Că pe ghindele acestea vroiam să fac ceva. Nu știu ce părere să am. Și sincer, pe ele vroiam să fac un fel de... Să lipesc totuși chestiile astea de lea. Pentru că îmi plăcea cum arată toată chestia asta și mă gândeam că aș putea să pun ca un fel de drum sau ceva și atunci nu știu că mai are rost. Aș încerca totuși cu acel bloc de A3. Să văd ce iese totuși, poate îmi place. Am luat această hârtie. Acum iau... Aceasta e lipită cât de cât. Dar mă gândeam să fac așa mare. În cazul ăsta mi-ar mai trebui, cred că, și căsuțe și frunze. Sper că vedeți, sper că vedeți că nu am masat de... De fapt, nu intră în cadru. Dar sper să vedeți. Totuși mă gândeam că aș vrea ceva și în spate. Cred că m-am hotărât ce fac. O să rup bucățele mici din toate aceste background-uri, toate fundalurile astea pe care le am și voi face cu maro și cu această umbră arsă tot ce fundal cu ele. Voi face partea de jos care va fi un fel de drum sau cărare spre case și în spate voi folosi toate aceste nuanțe de roșu, galben, iar deasupra voi folosi albastru, tot ce am cu albastru și mă gândeam că aș vrea totuși ca aceste căsuțe și toți copacii și toate chestiile astea să iasă în evidență mai mult față de fundaluri, ceea ce nu cred că va ieși sincer, de exemplu dacă pun chestia asta aici. Clar, va fi culoare pe culoare și atunci mă gândeam că o să dau cu gesso peste ca să împing fundalurile puțin în spate și poate voi face un contur în jurul căsuțelor, dar pentru început o să rup toate aceste fundaluri și o să creez un model așa să vedem cam ce va ieși și mă gândesc că am destul de multe căsuțe și destul de mulți copăcei și păsări și tot felul de chestii, frunze, așa că o să fac pe aceste pagini mari și voi face tot orizontal. Și apoi voi lăsa așa, pe aceste dimensiuni.
Am decupat toate hârtiile acestea care trebuie să fie jos, în partea de jos. O să le lipesc acum aleator și să folosesc lipiciul acesta de la Lidl, pentru că m-a început, cred că, vreo două lipiciuri și nu știu ce am făcut ele. Probabil sunt prin atelier pe undeva, dar oricum nu contează cât de bine vor fi lipite, pentru că apoi voi da cu gesso și practic va uni cât de cât acest fundal, așa că și dacă mai sunt hârtiile rupte aiurea sau dacă apar marginile acelea albe de la ruptură, nu contează. Așa arată partea de jos, unde mă gândeam să fie aleea sau un drum sau ceva asemănător și ar veni așa. Problema e că ele acum sunt foarte aglomerate, dar voi estompa, cum am zis, cu gesso și atunci nu va mai fi totul atât de aglomerat. Dar, după cum vedeți, am terminat o parte din aceste culori și mă gândeam că o să folosesc totuși negru acesta, nu știu dacă și verdele acesta, deși poate voi folosi, cred că, verdele și maroul și negru și acest maro așa care mi-a rămas și culorile acestea de gri. Acestea le voi folosi altă dată, la o altă lucrare sau altceva ce voi face. Și ca să leg partea de jos de mijloc, o să folosesc culorile astea două, maro acesta și verdele, și am decupat roșu acesta și o să văd ce mai decupez din ce hârtii mai am. Dar îmi place cum iese. Mă bucur că am avut ideea asta. Chestiile astea eu le stochez într-un plic și scriu pe ele resturi pentru colaje sau hârtii pentru colaje și le pun într-o cutie în care am doar chestii pictate sau desenate pentru colaje. Am rupt bucățelele acestea. Sunt și cu bleu și cu galben, cu verde, roșu, maro și o să continui de aici în sus. Thank you.
am reușit să termin, mi-a luat cred că 3 ore. Văd că încep să fac lucruri care sunt așa migăloase. Acum o să rup bucățile acestea și o să le pun tot așa pe culori. Acesta e puțin cartonat hârtia, de-aia mă gândesc dacă nu să lipesc cu craft glue din acela, dar nu știu ce, cum va fi când voi da cu gesso. Așa că oricum pe unde mai iese pe aici o să pun gesso și atunci sper că se vor lipi hârtiile unele de celelalte. Ia destul de mult, dar dacă aveți copilași, puteți face cu ei, puteți începe lucrări. Astea mi se par mie ca și puzzle-urile, așa că cred că e ok să faci cu copilașii pe mai multe zile, să-i antrenezi cât de cât. Galbenul ăsta aș vrea să-l pun aici în centru și am acel rotund galben. Și aș vrea să fie cam peste aceste hârtii galbene, de asta l-am și păstrat. Și o să pun culorile mai închise, mă gândeam acest mauve, ca o bandă aici, să fie un fel de orizont și apoi să plec ceva culori mai închise, așa cu galben, poate și asta e puțin închisă. Ca să avem puțin orizont acolo la... Deși nu prea o să se vadă, mai ales că o să pun, o să dau cu gesso, pentru că o să vă arăt, am făcut o poză și am pus câteva căsuțe și cu toate, tot fundalul ăsta așa spart, așa e prea mult, căsuțele acelea ca și cum nu sunt acolo, așa că... Voi rupe aceste hârtii și apoi mă voi apuca să le lipesc. Am reușit să termin în sfârșit de lipit după 10 ore mai târziu, nici nu știu câte ceasul, cred că 10 seara. Mă gândesc că aș putea să dau acum cu
gesso și poate și lipesc căsuțele acelea. O să văd dacă mai am chef, dacă nu mâine. Acestea sunt tot ce mi-a rămas, așa că o să le pun într-un plic. Dar da, chiar îmi place cum a ieșit. Puteam totuși să pun mai mult negru aici, pe zonele acestea, dar oricum nu prea contează că voi da cu gesso și m-am gândit că nu se vede chiar atât de mult. Așa arată după ce am dat cu gesso, nu e chiar uscat, dar oricum nu contează că voi lipi cu acest craft glue și sigur se va lipi. Am și sticărele acestea, sunt de toamnă, nu știu dacă vedeți chiar bine că reflectă lumina, dar încă nu știu dacă o să le folosesc, eu le-am pus aici și mai am și frunzele decupate. Acestea tot așa vor fi ultimele puse și mă gândeam să pun căsuțele, să le lipesc cu această bandă cu spumă din aceasta care e un fel de 3D și mă gândeam să pun copacii să fie lipiți 2D și casele încă cu această bandă sau să pun mai multă bandă, o să văd cum arată. Le-am pus pe categorii și am găsit și pasărea roșie. Sper să o vedeți. Cred că voi mai avea nevoie de păsări și nu mai am hârtie, dar poate voi folosi din păsările acelea pe care le am sau voi mai desena câteva, voi vedea. Însă acestea sunt căsuțele mari. Și o să încerc să aranjez, să văd cam cum cum trebuie să vină. Thank you.
o să fac așa cum v-am zis, căsuțele o să le lipesc cu bandă dublu adezivă din aceasta cu spumă și o să pun două benzi, după cum ați văzut, una peste cealaltă, iar pe copacii aceștia și tufișuri o să pun doar un singur rând de bandă dublu adezivă. Și mă gândeam să mai fac astfel de copăcei mai mici, dar până la urmă nu cred că o să mai fac. Căsuțele în spate tot așa o să le pun cu, oare să le pun, încă nu știu dacă le voi pune cu un singur rând de bandă din aceasta sau le lipesc direct. Încă dezbat, dar o să lipesc chestiile astea. Le-am aranjat cât de cât ca să știu unde vin și da, asta sper să termin astăzi. Salutare! Astăzi, cred că este a 3-a sau 4-a zi când n-am mai filmat. Ceea ce o să vedeți, filmările pentru această lucrare imensă, cu acest peisaj de toamnă, este făcut pe parcursul unei săptămâni, deci vă imaginați. Dar o să vă pun puțin la curent, să vă arăt unele chestii pe care le-am făcut. Mi s-a părut puțin cam prea gol acolo peisajul, așa că am mai făcut niște copaci și tufișuri, tot felul de copaci, tot așa am făcut, am folosit diverse culori și apoi le-am decupat în forme și ba, și le-am lipit unele de altele ca să fie, să dea senzația de copaci și de tufișuri. Acestea sunt păsărelele. Mai făcut pentru că am simțit că mai trebuie acolo, în afară de cele pe care le aveam. Și aceasta. După cum vedeți, rinita mea, e dezastru. Nici nu știam dacă filmez sau nu astăzi, dar asta este. În orice caz, ieri am fost la turnul sfatului pentru că m-au anunțat de acolo că a căzut o lucrare și s-a spart, s-a rupt rama, așa că m-am dus să o înlocuiesc. Încolo erau trei lucrări, așa că trebuie să mă duc la JISC să mai cumpăr rame. Dacă aveți nevoie de rame, la JISC sunt reduceri la ramele acelea de 50 pe 70, de la 130 de lei la 40 de lei. Și celelalte de 30 pe 40, parcă erau unele reduse de la 80 de lei la 35 de lei. Deci dacă vreți să vă luați rame, acum e momentul. Mai ieftine de atât numai la Leroy Merlin am mai luat cu 25 de lei, dar acelea din sticlă, nici nu știi care sunt bune, sincer. Eu le cam evit pe alea din sticlă că am spart una exact când rămam tablou, chiar la două ore după ce am cumpărat. Deci sticla și cu mine nu suntem prieteni buni. Dar astea de la JIS sunt din plexiglas. Băi, și plexiglasul ăsta nu rezistă, că a căzut lucrarea
colț și s-a rupt și rama și plexiglasul acela. Și plexiglasul e foarte scump ca să-l cumperi separat, așa că nici nu se găsește. Am fost la Leroy Merlin, peste tot am fost de fapt și Hornba. Complicat. Lucrarea asta, nu știu ce dimensiune are, dar mă gândeam să lipesc rama aceea care s-a rupt și să o pun în ea să văd dacă e de 50 pe 7, adică ea nu e de 50, e de dimensiunea 1 A3. Mă gândesc pe lățime și 2 A3-uri pe lungime. Deci da. Dar mâine vreau să mă duc și să le înlocuiesc și pe celelalte două și am văzut că odată cu festivalul acesta de artă, care este în Sibiu, până parcă pe 6 octombrie, o să vă las undeva în descriere perioada în care este acest festival de artă, sunt deschise catacombele de la Mănăstirea Ursuline și n-au fost până acum, așa că mă gândeam să mă duc mâine să fac o vizită, să pun chestia asta într-un daily vlog, dacă vă interesează. Și aș vrea să-mi iau o etajeră în atelier, deși la frigul care e acum afară, serios, nu știu dacă voi mai intra în atelier prea curând, pentru că e un ger acolo, îngheț complet, am avut eu o tentativă, dar am renunțat rapid, așa că da. Deocamdată cam atât. O să mă apuc să lipesc toate chestiile astea pe care le-am făcut și păsările și ups. Scuze. Sper să termin lucrarea astăzi. Mai am și frunzele acestea de pus. Scuze. O să văd că nu vreau să fie foarte încărcat chestia asta. Și așa sunt destul de multe căsuțe și copăcei și așa. Eu am făcut o poză cam cum aș vrea să arate cu tableta și o să mă iau după poza aceea. Și cam atât deocamdată. O să mă apuc să fac lucrarea. Toți acești copăcei o să-i lipesc cu lipici din acesta. Mă gândesc că vor rezista. Frunzele, mă gândesc să le pun sub pomi și mă gândeam ca acestea mari poate să le pun în copac sau jos pe sub copacii din apropiere și acestea mai mici mai departe.
vă arăt că am reușit să-l termin. A, sper că vedeți că e imens. O să vă arăt în detaliu cum arată, dar sunt foarte mulțumită că l-am terminat. După cum ați văzut, am reușit să-l termin și chiar mă bucur, așa că astăzi o să și aveți videoclipul. Sper să nu se mai întâmple ceva sau să mai apară ceva și să nu reușesc să-l fac, dar mă bucur că am reușit să-l termin și îmi place foarte mult cum arată. E primul colaj de acest gen, așa că dacă vreți să faceți și voi, puteți să-mi dați un tag, să-mi arătați ce ați reușit să faceți și, sincer, chestiile astea ar merge să le faceți cu copilaș, dacă aveți, sau, de ce nu, chiar și voi, ca și hobby. Sincer, este foarte relaxant și chiar mi-a plăcut tot procesul. La chestiile astea, singura chestie care aș mai modifica-o dacă aș mai face adică tot în același stil, banda aceasta, nu cred că lipește chiar foarte bine și cred că aș căuta o alt fel de bandă care să fie ori mai groasă, ori cu un lipici mult mai puternic, pentru că după un timp s-au dezlipit toate căsuțele astea și a trebuit să le lipesc cu lipici. Dar da. Însă mă gândeam că aceste căsuțe aș putea să le folosesc și în alte tipuri de lucrări, pentru că sunt foarte ușor de făcut și nu trebuie foarte multă minte și concentrare ca să faci tot felul de chestii. De asta, așa că vă provoc să faceți și voi astfel de chestii și mi-ar plăcea să-mi arătați pe Instagram sau Facebook ce ați reușit să faceți. Așa că eu o să încep să editez videoclipul și ne vedem într-un clip următor, pe data viitoare.